Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 10 mai. Albinele n-au mai ieșit de o săptămână. Și acum când au ieșit, am zis hai să verific, fiindcă a fost umiditate mare, temperaturi foarte mici, ziua, noaptea, și acum, iată, sunt temperaturi așa mici că stă albina pe ladă. Mi-era teamă, dar asta este. Iată, a apărut puietul Văros la această colonie. Această colonie și la încă una. La încă una, ăștia n-au nicio problemă. Am verificat. Și la acesta, deci am două colonii unde a apărut puietul Văros. Acum o săptămână nu aveau, era altă treabă, dar după frigul ăsta, iată că a apărut și mă bucur că a apărut doar la doi. Doar la doi. Acum am și o posibilitate să vă arăt cum îi tratez și cum scap de acel puiet Văros în 10-15 zile, cam așa îi vindec. Bun, în rest totul e bine. Teoretic e bine, că nu e bine, cum să fie bine, a zburat albina vreo 10 zile tot anul ăsta. Ce să spunem acum? O să fac încă un filmuleț, ăsta l-am făcut doar că am diagnosticat coloniile cu puiet Văros, sunt doi. Și asta este, acum urmează să vin la ele și să le aplic tratamentul. Bun, cam atâta, până la următorul film, numai bine!